Acum, sistemul? Nu, e doar îngenunchiat. Se poate ridica din genunchi. Depinde cine vine președinte. Uh-huh. Dacă îi predă justiția, adică numirile, cum mi se propunea mie înainte de disputele publice, în care, din păcate, Monica Macovei a fost incorrectă față de mine. La ce vă referiți? Numirile de procurori, șef la DNA, adjuncții, șefii de secții. Să deschidem o paranteză aici, pentru că doamna Macovei a vorbit despre asta într-o emisiune sub semnul întrebării și spunea că de acolo a plecat disputa dintre... Da, de acolo a plecat pentru că a fost necinstită. Cum a fost necinstită și când s-a dus să facă slujbă la Blaga și acum i-a întors spatele fără să respire, a mai făcut de-astea și acum, când vedeți faptele astea, aveți explicația de ce... Când am putut, n-am mai pus-o ministru al justiției. Da? Pentru că a fost, a plecat odată cu scoaterea PDL-ului de la guvernare în 2007 de către Tăriceanu și în 2009, când am putut să punem din nou un guvern PDL, n-am mai invitat-o să vină în guvern. Are carențe consistente. Știți, și trebuie să te uiți sub poleală și mai ales când știi multe lucruri, e bine să... Da, nu Monica Macovei este subiectul meu. Discuția era despre efectele, despre sistem. Cine e sistemul ăsta, domnule președinte? Uitați ce înseamnă sistemul și cum îl definesc eu. El este un ansamblu de instituții și de centri de putere din afara instituțiilor. Spre exemplu, vă dau un exemplu. Am găsit un SRI în care Sorin Ovidiu Vântu știa lista cu cei ascultați, iar șeful SRI-ului, Dumnezeu să-l ierte, mergea cu mașină de la Sorin Ovidiu Vântu. Păi SRI-ul era controlat de Vântu. Vântu știa tot ce lucrează SRI-ul de interes, mai mult decât atât. Timofte îi punea la dispoziție și informații din această instituție de securitate națională. Informații economice. Vezi că la face aia, vezi că la face aia. Alt exemplu ce înseamnă sistemul. Justiția. Vă aduceți aminte perioada când acuzam în alta curte, acuzam CSM-ul, acuzam parchetele? Era perioada când erau oamenii judecătorii, procurorii doamnei Stănoiu. Da. S-a curățat și acolo, cum s-a curățat și la SRI, cu scoaterea, cu trecerea în rezervă a multor generali, dincoace cu pensionarea multor judecători, multor procurori, sistemul s-a curățat. Și de ce spuneți că e doar îngenunchiat și că nu a dispărut? Ce a rămas în el? Păi vă spun, domnul... Turcescu, imediat. Mergem, dacă asta ținându-o la instituții, unde nu-i curățat parte din sistemul de securitate, poliția, aceea este încă obedientă față de președinții de consilii județene, față de decizia politică, se căciulesc pentru o funcție mulți dintre ei. Vă referiți și la serviciul de informații al Ministerului de Interne? La tot. Mă refer la tot. Să nu credeți că șeful 2 și un sfert, care a fost schimbat de curând, a fost schimbat de florile mărului. Dar acolo de ce nu s-a putut produce măcar îngenunchierea, cum spune sistemul? Pentru că miniștrii n-au înțeles, indiferent cine au fost. Indiferent cine au fost. L-au politizat, au pus omul meu și în timpul guvernului partidului pe care eu l-am dat. N-am putut să-i controlez la nivelul ăsta. Ce am putut să fac direct? SRI, SIE, parchete, am făcut-o în altă curte. Ce a fost sub guvern întotdeauna a fost sub influență politică și asta e una din marile vulnerabilități. Dar merg mai departe cu sistemul. Mai rămâneți puțin totuși la 2 și un sfert. El se implică în momentul de față mai mult decât alte servicii sau în comparație cu alte servicii în bătălia politică? N-aș spune neapărat, nu am probe, dar este obedient politicului. Da? Obedient politicului și dacă se va deschide mai mult, spre exemplu, din dosarul de la Cluj,
cu președintele Consiliului Județean, cu Ioreanu, veți putea constata. De altfel, ați și văzut parte din film cum șeful filajului s-a dus să vadă că i-a cerut un om politic, șeful 2 și un sfert s-a dus la întâlnire că a fost chemat.